Bun venit la Irodwins, un nou vlog azi. Vlogul ăsta este partea a doua de la New York. Am făcut foarte, foarte multe chestii și mai mult decât primul vlog. Am văzut Statuia Libertății, The pe Vessel. Pe vas. Am văzut Highline-ul, o secțiune de 2 km asupra Manhattan-ului. Și am văzut și Central Park. Foarte, foarte multe chestii, prea multe. Și hai a fost la niște muzeuri of natural history. Și azi ne-am tuns. Da. Deci, guys, dacă vreți să vedeți un vlog frumos, dimineața ne-am trezit, este ora 8:30, 8:45. Am dormit 10 ore, ne-am plecat la 10 și ne-am trezit la 8. Cred că ne-am plecat la 9:50, cred că în viața mea nu m-am plecat așa de vreme, dar trebuia pentru că eram așa de obosiți. Că n-am dormit deloc și prima zi am mers foarte mult. Hotelul nostru care se cheamă Holiday Inn Express, aproape de Times Square, are breakfast included și au fost foarte multe opțiuni care nu aveau breakfast included și i-am spus să... Poate sună ca waffles. I-am spus e foarte important pentru că în loc să te trezești în fiecare dimineață să vrei să ții ceva de mâncare, este inclus, mănânci cât trebuie și putea toată ziua te poți duce și să te țină full pe la vreo 1-2. Asta e sausage, opțiune de omletă. O, ce bună arată, cu niște brânză. Ia și tu, au avut și bacon, și cereale, și pâine, dulciuri, de tot felul. Nu uităm de niște fructe aici și pancakes. Un pic de toate, aici au niște suc de portocale, suc de fructe, acolo au niște, uite, lapte de ciocolată, lapte normal, iaurturi și... Îți place, mama Ido? Bine, chiar e foarte bun pentru un hotel continental sau cum nu știu din ăsta. Am mai fost la multe bed and breakfast inclus în fiecare zi. Ai sausage and bacon și cu egg, exact ca la Tim Hortons. Îmi place că poți să iei orice din frigider. Asta e apple juice? Orange juice și apple juice, da. Și uite, bun, iau Greek yogurt with vanilla. Are foarte multe proteine. Poftă mare să aveți? Mersi la fel. Aici am mâncat și avem de mers azi. Mâncăm ca azi, dar azi merge mult. Pentru un digestiv, toată lumea in-out. Că știi cum? După breakfast trebuie digestiv. Păi trebuie. Nu după cină. Nu putem să mergem să vedem Empire State pentru că, vezi, este foggy sus și n-ai rost. Nu, 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 e păcat. Vezi, trebuie să mergem aseară, măi. Dar n-ai, am obosit. Mă, și ce poți să faci? Vali. Ce? Mergi pe Google și întreabă ce poți să faci în New York pe ceață. Central Park pe ceață. Nu, oricum acolo sunt două muzeuri. Este American Museum of Natural History. Unul s-a filmat în aerea de museum. Metropolitan a fost Met Gala. Met Gala. Ok, hai. Avem un document, bă, hai să ne uităm pe document, să ne începem să mai luăm. Pe document! Ești nebun? Da. Vali nebun. E dimineață, este ora 12 ziua. Suntem pe drum spre două atracții. Este Highline-ul, care este o secțiune de parc care spans vreo 2 km și este la un etaj unde poți să vezi mai multe zone a New Yorkului. Și este o atracție care se cheamă Vessel, care este o arhitectură foarte interesantă, o clădire mișto făcută acum recent. Cum ajungem la Madison Square Garden din spate? Un edificiu. Nu, asta e fața? Cred că da. Dar noi am intrat ieri. El a fost prin spate. Probabil. Cred că asta este din față. Oh, asta este stațiunea, uite, Pennsylvania Station, nici nu știam. Uite, altă gară de trenuri din New York. Îmi place foarte mult. Și se merge mult pe jos. Păi, numai așa vezi. Că am avut și metrou, dar am zis că... Nu se par distanțe mari. Noi nouă ne place să mergem pe jos. Iar acum am ajuns la The Vessel, care este o arhitectură făcută nouă acum la New York. Compusă din 154 de trepte interconectate în mod complicat și aproape 2500 de trepte individuale și 80 de paliere. Aceasta
ascensiune verticală oferă priveliști remarcabile ale orașului, ale râului și de dincolo. Designerii au realizat aceste scări din oțel și beton bronzat și compania avea nevoie de o semnătură care să captureze atenția lumii. Cea mai mare provocare potrivit designerului a fost să creeze ceva memorabil pe lângă toți gârienorii. În căutarea de inspirație, echipa de designer au observat că majoritatea oamenilor se adună în locul cu scări, cum ar fi treptele spaniole din Roma sau fântânile cu trepte indiene. Astfel s-a născut ideea originală pentru The Vessel. Ambiția lui era să construiască turnul Eiffel din New York și uite cât de frumos a ieșit. Pentru ca toată lumea să fie în siguranță, a fost impusă o limită de 1000 de persoane la un singur timp. Văd oameni, că am văzut că de obicei poți să mergi. Multe obiective turistice sunt sub construcție. Sunt în renovări. Frumos. Stai, cum facem? Asta. Stai acum să te filmez pentru YouTube. Vrei să filmezi pentru YouTube? Da, dar vreau și să urc pe asta, dar nu e închisă. Închis. Dimineața viață, m-am trezit de dimineață. Sunt plin de clădiri aici, uite la ăla, Alex, ăla arată ca niște buci. Cum adică ca niște buci? Uite sus acolo, nu vezi? A, acolo sus de tot, bucile. Eu zic că e închis, că uite, de obicei, acolo iei biletele, dacă vezi. Na, e probabil este sub construcție din tot. Este, cred că este... E și iarnă, la High Line. Este un parc, cum a spus Alex, deasupra New Yorkului. Am venit acolo de la Vessel, care a fost în partea asta, și asta suntem pe High Line. Noi suntem, you are here, noi suntem aici. Și vrem să mergem la Statuia Libertății, care e acolo jos. O să mergem pe High Line, prin parcul ăsta, până jos, dacă la statuia. Dar cât e Vali? Dacă e vreo oră, mă vine la metrou. Nu cred că este o oră. Mă duc pe Google Maps. Mergi pe Google Maps și vezi cât e de mers pe jos până acolo. E ok că facem și High Line-ul și statuia all at once. Și facem și mișcare. Și facem și mișcare, n-are rost să mergem cu metrou. După aia trebuie un steak. Că după aia o să mâncăm și iară băgăm în noi. Un steak și o sticlă de vin roșu. Mergem, da. Mergem. Nu, dar trebuie să ne auguim să luăm acolo un ștamp. Hai că... Ia Google cât e de mers pe jos. Hai. O mătui mare. What? Nu știi asta? Nu. Drumul e greu, o mătă e mare. O mătă e zăpadă, o limba română. Okay. Nu știam ce înseamnă o mătă. Tradițională. Pentru că eu știu ce înseamnă zăpadă, nu știu ce înseamnă o mătă. O mătă e zăpadă. De ce nu spui zăpadă? Pentru că versul e cu o mătă. Asta e popular. Alex, lăcuș? Lăcaș, lăcuș. Lăcaș, mă. Lăcaș. Lăcaș e cult. Cai cu... Lie. Adică Lie. Clădire. Un clădire de... Se folosește lăcaș pentru, e cult? Pentru biserici și catedrale. Vă rog frumos să nu gâdeți. Vă rog frumos să nu gâdeți. Ăla-i tata-i de fără păr. Da, deci e foarte interesant cum au construit această aici erau, trecere suspendată. Aici era un tren. Care da, 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 poate și era stație, dar era măcar aici se ocupa oameni. Da, păi sunt șinele vechi. Uite câtă lume merge pe aici. Foarte frumosă. Efectiv mergi prin New York, dar mai elevat puțin. Păi 2 km este asta, 2 km de tren. 2 km, așa mult? Ce frumos e apartamentele de ea. Auzi, eu zic că cum mergem noi de repede, da, nu e o da. Oră. Femeia asta, cred că Diana Al-Hadid, a făcut aici arhitectura la clădirea asta foarte frumoasă pe High Line, care se vede aici. Parcă, te simți parcă ești în Divergent, nu? Tot pe High Line aici este o școală. Mănâncă studenții la cafeteria. Dacă sunt studenți, uite, sunt mai micuți. Eu zic că sunt de, poate putem clasa 8-a sau ceva. Sau liceu, Vali, liceu. Că să stai la New York să înveți aici pe lângă High Line. High Line, adică e ceva minunat. Foarte frumos. Viața asta, știi? Deci e... Te obișnuiesc cu gălăgia, cu lumea, cu de toate. Exact, adică, oricum, pentru noi, prima dată e ceva wow, dar foarte mulți oameni nici atât nu doarme, nu știu cum poți să faci temele aici în New York, când știi că
toată seara oamenii se duc. Și prietenoși, destul de prietenoși. Toți sunt foarte mulți spanioli aici. Da. Asta am văzut. Deci limba a doua este engleza și a doua este spaniola. Cum la noi este franceza în Canada, aici este spaniola. Vreau să zic ceva în spaniolă, nu știu dacă o să-mi iasă, dar... Hai, zi. Muchas personas aquí hablan español. Es la idioma... Es la... Diziem. Diziem în franceză. Es la dos idioma que la gente habla aquí. En el mundo. En Estados Unidos. En el mundo. En el world. En el mundo, pero en Estados Unidos al dos... De... Dos idioma que la gente habla. Me gusta mucho. Sí. Ce am făcut, ce, jumate? La aproape jumate. Stăm acolo. Mai avem puțin și terminăm tot highline-ul. Zic, uite, sunt clădiri vechi, este îmbinat vechi cu nou. Nu e New York-ul vechi și nou. Sunt împreună. O clădire veche de când... Uite, lângă aici. Veche imediat, lipită de-a, uite, deasupra ei, uite ce-au construit. Una iată, chiar ok, deci... Uite ce-au construit deasupra la aia veche. Aici, deci se combină împreună vechile cu noule. Nu că am audă. Vechiul cu noul. Vechiul cu noul, scuze. Peste. Dacă veniți, eu vă sugerez să intrați pe ceva interesant. Să intrați pe Highline, pentru că este... Uite, o parcare pentru mașini cu lifturi. Ai pus mașina și o ridici sus. Unde? Cu liftul. Și uite aici. Oh. Uite aici, da. Interesant. Când am fost ultima oară aici, mi-a plăcut treaba asta și vreau să vă arăt și vouă. Mulțumesc! Oh! Dar cum coboară... stai o secundă. Cum coboară jeepul ăla din cred față? Cred că vine în față, îl vine în față și îl pune jos. Prin turtire. Îl pune... Ce-a zis? A zis tata, prin turtire. Prin turtire. Am zis. Le turtește pe ceva. De exemplu, astea din partea asta merg stânga și ăla din partea aia merg exact, dreapta, nu? Exact. Merg în shift-ul și urmă le lasă în jos. Iar acum o să mergem cu barca pe un râu să vedem Statuia Libertății și toate podurile aici din New York. Primul lucru pe care aș dori să vă zic este că ne aflăm acum în Manhattan, iar în spatele nostru se află New Jersey. Atât de aproape este New Jersey de Manhattan. Râul Hudson separă New Jersey de Manhattan. Acesta este râul Hudson care îl vedeți acum. Așa că dacă ați văzut filmul Sully sau dacă ați auzit de miracolul de pe Hudson, atunci când un pilot a aterizat cu un avion chiar aici, pe apă, salvându-i pe toți cei de la bord. Din nou, acesta este New Jersey și este foarte aproape de Manhattan. Aproape că poți să noți, dar nu v-ați sugera pentru că nu știu că durează și n-am încercat. Iar acum avem vasul sau the vessel despre care am vorbit mai devreme și care poate fi vizitat gratuit. The vessel se află la 20 Hudson Yard și a fost creat de un arhitect britanic pe nume Thomas Heatherwick. Dacă vreți să mergeți la The Edge sau The One World Observatory or The Rockefeller Center, economisiți-vă banii, mai ales în zilele ca și azi, că sunt foarte, foarte înorate. Așteptați să se diminueze norii, pentru că chiar nu aveți nimic de văzut și o să vă pierdeți banii. Iar acum trecem pe lângă o barcă de pompieri roșie și albă, numită Tigaia, or the frying pan în engleză. Înainte era o barcă de pompieri, iar acum este un restaurant. În fața restaurantului se află o tigaie din fontă înaltă de 3 metri. Mănânci pe apă și este foarte frumos din ce am auzit. Nu am avut șansă să mâncăm, dar poate data viitoare. Și într-o zi, nu ca astăzi, poate într-o zi de vară, când pornești aerul condiționat, aceea este clădirea căruia trebuie să-i mulțumești, pentru că Ladkawana a fost una din primele clădiri din lume care a avut aer condiționat. Iar acum mergem mai departe și avem sculptura sufletului de apă. Nu știam cum să spun exact în română, dar pe engleză se spune Water Soul. Water Soul a fost creată de un sculptor latin din Barcelona pe nume Jaume Plena.
Degetul ei este deasupra gurii, nu nas, și această statuie îi spune lui New York City să facă liniște. New Jersey este liniștit și Manhattanul este gălăgios. De-aia a făcut sculptura așa. De asemenea, se poate vizita totuși gratuit, doar că trebuie să iei o barcă să mergi acolo. Iar acum, dacă vă uitați, se află locul unde erau turnurile gemene, The Twin Towers. Aici se află și noul World Trade Center care l-au făcut după ce The Twin Towers au fost distruse. Puteți vedea vârful turnului? Nu. Deci de-aia economisiți-vă banii dacă veniți aici când este norat. Iar acum, 9-11, când a lovit primul avion, toată lumea din New York a auzit o explozie mare. Dar când a venit al doilea avion, toată lumea din tot pământul ăsta se uita la el. Acum, după cum vedeți, Battery Park, toate clădirile astea care fac parte din Battery Park aici lângă apă, majoritatea acestor clădiri sunt noi. Majoritatea clădirilor de aici au fost distruse de la 9-11 și America a pierdut peste 3000 de oameni nevinovați la 9-11. Insula guvernatorilor, sau pe engleză mai bine zis Governor's Island, a fost într-un film, locația asta aici. Dar care film a fost? Hai să vă dăm aici un indiciu. Will Smith a jucat în el. Și da, ăsta este The Headquarters for The Men in Black. Filmul The Men in Black aici a fost filmat The Headquarters. Acum mai departe, Brooklyn și Queens sunt doar o singură insulă. Poți să stai în Brooklyn și în Queens în același timp. Iar acum vin podurile. Toate podurile astea care vor urma sunt trei de fapt. Primul, podul Brooklyn. Al doilea, podul Manhattan. Și al treilea, podul Williamsburg. Sunt prea multe poduri pentru ca cineva să le ține minte, dar de aia o să vă spunem că doar trebuie să țineți minte BMW. BMW, BMW. Brooklyn, Manhattan and Williamsburg Bridge. Și exact în ordinea pe care am zis-o. Toate cele trei poduri leagă Manhattan de Brooklyn în moduri foarte unice. Iar acum vasul se va întoarce și ne îndreptăm spre the one and only Statuia Libertății. Hai să o vedem aici, Ido. Statuia Libertății a fost un cadou din partea Franței către Statele Unite în 1886 pentru a comemora centenarul Declarației de Independență. Proiectată de sculptorul francez Frédéric Auguste Bartholdi, ea reprezintă libertatea, zeița romană a libertății și reprezintă un simbol al democrației și al libertății. Cadrul de oțel al statuii a fost proiectat de Gustav Eiffel, care a construit ulteriorul Eiffel Tower din Paris. Având o înălțime de aproximativ 305 feet, inclusiv piedestalul său, ăla care ține lampa, a devenit unul dintre cele mai emblematice repere din lume și un simbol al speranței pentru imigranți care sosesc în America. Am dat jos de pe barcă, a fost frumos, mama, eu cum a fost? Foarte, foarte frumos. A fost o oră și 20. Cu ghid, care ne-a explicat. Cu ghid. Ne-a dus până pe lângă statuie. Nu prea știam cu biletele. Emoționat, nu știu, pe mine, sunt eu lângă statuie. Na, a fost, mi-a plăcut foarte mult. Ceva și acum o să, vrem un pic de alcool, da. Și vrem să mergem la World Trade Center, unde a fost 9-1-1. Să mâncăm, să bem ceva. Să bem ceva, Alex, întâi. Păi da. A fost, ca de obicei, pe vați, este mai ales în ianuarie, e mai rece, a fost un pic rece. Dar n-a fost zăpadă, n-a plouat, temperaturi peste 0 grade, dar totuși e curent. Adică pozitivă, pozitivă ca și noi. Uite, Alex, ce clădire în alte parte. S-a mai liberat puțin cerul, că era foarte multă ceață, s-a ridicat norii. Fain aici cum e. E un pic cam rustic aici de vin și de... Ne-am opuit, cum am spus.
și am oprit să... Dacă mergi, am găsit câteva ieri care au fost mai scumpe și erau astea foarte micuțe la chioșcuri. Care e chestia? Fii atent ce varietate mare, varietate mare de sticle de tărie și toate brandurile și... Cel mai frumos până acum. Da. Dar ar trebui să ne opuim. Hai, am luat, dar ce am luat? Am luat două culori și ce am mai luat? Pepsi. Am luat Pepsi. Uite, un din ăsta, două Bacardi, din ăstea, două Bacardi și două culori. Culori. E perfect. Culori, uite astea, Alex. Două culori, mango și cu grapefruit. Bravo. Fii atent. Ce e asta? Birthplace of Columbia University. A, aici unde s-a născut... Nu s-a născut. Știu că nu s-a născut, dar așa se spune în engleză. S-a creat, așa se spune în engleză. S-a creat Columbia University. Voi vă dați seama de când este. Mamă, ce fain. Fii atent, în 1752, Trinity Church, Biserica Trinity, a donat, fii atent. O parte din pământ pentru o universitate. Dar unde e universitatea? Eu nu înțeleg unde e. Deci, asta... Nu. Oh, acolo, poate aia în spate, nu? Da, clădirea din spate. Deci pe teritoriul bisericii, biserica Trinity da, a donat exact. O parte din pământul bisericii anexat. Ca să pună universitate da, în loc. Da, din partea pământului care aparținea bisericii. Super frumos. A donat să se facă universitate. Foarte frumos. Și am ajuns la strada unde se separă Wall Street de Broadway. Wall Street este Stock Exchange-ul, bursele americane, unde se întâmplă toate nebunile. Și Broadway, unde sunt toate piesele de teatru și strada care este de 50 km. Foarte frumos. În spatele este, cred că este o catedrală. Ce poză la părinții Ido, dar vine foarte multă lume. Străzile, cum am zis, Broadway și Wall Street. Cum să nu faci o poză aici, Broadway cu Wall Street. Sunt cele mai faimoase străzi din New York. Exact. Deci este ceva Broadway cu Wall una Street. Una te bucuri, una plângi. Ce depinde cine plânge. Da, una râs, că așa e. It's a da. Contrast. Depinde. Broadway, fun. Da. Wall Street, cry. Da. Am plecat de aici și o luăm pe strada Wall Street. Aici este Wall Street. Unde este, primul este TD Canada Bank și niște bănci aici, strada unde se fac foarte mulți bani, dar în același timp se pierd foarte mulți bani, deci incredibil. Ce e bursa din New York? Bursa? New York Stock Exchange, nu? Dar este o locație specială pentru asta? Adică este o clădire? Sunt curios. Da. Deci după Statuia Libertății, asta mi-a plăcut cel mai mult. Zi, hai să vedem. Colțul ăla. Ce-i colțul ăsta? Ce scrie? Oh, asta-i frumos. New York Stock Exchange. Clădirea unde se bagă bani în bursă este... Wow, nu vreau să mă gândesc. Hai la ceva de mâncare. Aici, de fapt, este intrarea principală. New York Stock Exchange. Auzi, deci până acum am filmat degeaba, că le era spatele. Dar vezi, arată bine pe din afară, nu știu ce e pe înăuntru. Pe din afară arată bine. Știi tu ce? Pe Wall Street este și The Trump Building. Unele din Trump Building-uri. Este o străduță mai micuță, Wall Street-ul. De acolo am venit la intrare. Și ne facem drumul spre o pizzerie, ce am văzut. Asta am ajuns la un restaurant aproape de Wall Street, la vreo 3-4 minute. 3 minute de mers, sau cât e. Și mâncam pizza pe Wall Street, unde am fost foarte vesel.
Bună seara și bine ați venit la un nou vlog azi. Noroc și sănătate multă, numai bine. In out. Vă pupăm. Restaurantul ăsta a fost foarte plăcut și drăguț, mai ales într-o locație atât de faină și prețurile chiar nu au fost așa de scumpe. Am fost impresionat de calitate, de preț și de oameni care au fost foarte primitori. Uite, o pizza, Dita Mai Pizza, cum arăt eu acum pe vlog, nu a fost foarte scump, că eu când am văzut prețurile la pizza era doar pentru o jumătate de pizza, care a fost 20 de canadieni, dar pentru una mare întreagă era cam vreo 30 și ceva de dolari. Deci totuși este destul de accesibil. După pizza, la vreo 10 minute distanță, ne apropiam de memorialul de 9-1-1, 9-11, adică în 2001. Twin Towers, eu cu Alex, aici. Aici au fost și problema este că e un pic înorat, se vede foarte, adică ceață. În partea cealaltă, adică asta este primul. Da, așa de mare a fost, nu? Așa de mare. Pe ce înălțime au fost? Pe ce înălțime? Asta e fondația. Eu zic că ăla la... Uite, ăla este. Ăla care e foarte... E cea mai înaltă clădire din emisfera nordică și implicit din Nord America. Ok, care au construit-o lângă. Tu crezi că e mai mare fundația decât astea alte? Nu pot să spun. Și altă întrebare. Știu că e cea mai înaltă. Era ceva construit în spatele astea? Când erau astea? Nu știu. Sau că l-au construit chiar lângă, vezi? Nu știu. Lângă. Dar gândiți-vă, emisfera nordică, adică de la Ecuador în sus, cea mai înaltă clădire. Turnurile gemene din New York. Adică eu cu Vali. Erau un fel de emblema New Yorkului, de asta le-au dat și jos. Care au murit. Numele? Toți? Da. Toată lumea care a murit aici, mama, cum a spus mama Ido, au scris. 3.000 de oameni. 3.000 de persoane da. S-au dus. Sute de nume sunt aici, sute de oameni care au murit în accidentul 9-11. Fundația. Cât de greu a fost să strângă tot. Și pe aia să facă tot ce vezi aici. Adică a durat probabil vreo câțiva ani. Gândiți-vă că multe clădiri în jur au fost și ele afectate. Adică ne-au povestit că ne-am fost pe barcă să vedem statuia, că multe clădiri au fost și ele demolate și au fost construite. Adică a fost un ceva foarte, foarte rău pentru... Asta e doar unul, trebuie să mergem la celălalt. Între cele două clădiri de 9-11, the Twin Towers, este un parc care a fost construit in their memorial, în amintirile lor. Aici este unul și aici este last care a fost primul. A construit asta și au zis că toate clădirile au fost afectate, cum a spus și Vali, și a trebuit să construiască noi. Și acum ne îndreptăm spre celălalt care este aici. Și cred că celelalți 1500 au fost băgați, inscripționate în bronz pe margine. Hai să vedem pe al doilea cum este făcut.
Asta nu este în România? Roșu, galben și albastru. Uite aici, stai. O steag columbic, înseamnă. Da, da, da. Roșu, galben și albastru, steagul României. Și ăsta chiar lângă cele două clădiri este muzeul de 9-11. Și au construit ăsta care se cheamă World Trade Center, cea mai mare clădire acum, numai că este pusă pe ceață, da? Am întrebat, deci fundația la noi e aceeași fundație ca ăsta. Deci gândește că așa de mare a fost și ăla care a fost... Ăsta, de fapt ăsta. Da. L-au creat în același fel. Încât asta seamănă cu celelalte două, știi? Asta este mai aproape One World Trade Center. Exact mărimea care s-au prăbușit astea două Twin Tower. Și poate putem să intrăm puțin în el. Nu putem să mergem sus, dar să vedem un pic cum este. Interesant că azi acum sunt doar 6-7 grade, un pic mai frig decât ieri, dar totuși o temperatură destul de ok comparativ cu ce avem noi acum în Toronto, când a fost minus 10, minus 11. Și este foarte interesant câte multă lume sunt acum pe stradă și au fost. Dar nu cred că ne lasă intrăm, pentru că este închis aici. Să putem să intrăm măcar înăuntru să vedem cum este, dar să vedem. Asta este de aici până sus. Dar nu se vede susul cât de înalt e. Dar uite că sunt geamurile astea sunt rapatabile, vedeți? Da. Fii atent. Unele deschise mai mult, unele mai puțin, vedeți cum se vede. Uite cât de mare este de obicei în comparativ cu și ăsta care sunt foarte mari. Uitați-vă puțin. Dar acum e ceață. Îți dai seama? E dublu cât ăsta. Și astea două sunt unde am fost noi. Astea două... Uite aici. Oh, exact așa. Una, două, trei. Da. Ceața a coborât. Ce s-a întâmplat? Deci a fost un moment că s-a ridicat ceața când era pe vapor și am zis că poate suntem lucky să urcăm sus. Acum a coborât și mai jos ceața. Bă, ce, nici chiar acolo. N-ai cum să mergi nicăieri. Deci este închis. Ne-a lăsat, am întâlnit un om acum, l-am întâlnit pe stradă Iocuvali și ne-a lăsat să intrăm aici. Aici ar trebui să se vadă, dar e foarte, foarte multă ceață și nu se vede nimic. Suntem la etajul 64 din 105. Sunt 105 etaje aici la World Trade Center și acum trebuie să mă văd eu, trebuie să se vadă totul aici, dar nu se vede. Și eu cu Vali am stat la vorbă cu ăsta și a spus, hai să ne pară ceva. Uite ce frumos. Și acum plecăm. Ne-a lăsat puțin aici. Plecăm în... Mașina mea preferată, Lamborghini Urus. Este fantastică. Oh, wow. Ce poză. Ok, de pe, ok. Uite aici, guys. O celebritate, se cheamă Kevin Gates. Apare n-am cine ești, dar... Asta am întrebat cine e și a zis că e celebru. Și am zis, dar ce, joacă fotbal? Și a zis, nu, cântă rap. Ok, și cum îl cheamă? Kevin Gates. O firută cu Bill. Și toată lumea din jur, dar cine e ăsta? Nu, nimeni știu cine e. Auzi, nimeni nu știa. Nu contează cine e, trebuie să mă poză cu el. Am văzut că toată lumea s-a aglomerat lângă el. Nimeni nu habar n-avea cine e, dar asta e. Se pare că aici, la intersecția Broadway, da? Broadway cu 45, da? Vin celebritățile. Eu stau până dimineață sau și până poimine dimineață și aștept pe Angelina Jolie. Să fac o poză cu ea, nu? Tu stai pentru Brad Pitt?
guys. Yes, America Next Top Model. Și aici făceau un show unde întrebau oamenii să doneze și după aia ei făceau sărituri peste oamenii în mijloc, ori bărbați, ori femei care au vrut să facă voluntir. A fost ceva interesant. Mai departe ne-am dus la The Hershey Factory, aici unde se fac toate bomboanele Hershey. Când Amitana ne-a dat o ciocolată Hershey gratis și au avut mii de Hershey's, uite, cookies and mint. A fost foarte, foarte, foarte bun și normal că ne-am cumpărat și noi ceva, dar magazinul a fost imens, chiar în inima Times Square-ului. Aveau niște porții enorm de mari, uite cât de mare era ciocolata aia, barul ăla de ciocolată. Totul foarte, foarte super size și totul arăta foarte bine. Au avut și aici niște ciocolată cu zero zahăr, alea pentru noi ca să nu ne îngrășăm. Și niște șosete cu Hershey's. 2x26, deal bun. Tata Ido nu putea să se abțină să nu ia și el o jucărie în mână și ne-am prăpădit de râs, nu știu ce, ea o înghețată, ceva acolo, știi? Am cumpărat 3 chestii aici, un Kit Kat cu mint dark chocolate, foarte bun, și aici Nuggets Truffles, mamă ce bun a fost și elea, și un bar, uite cât de mare ia barul ăla de ciocolată, Hershey's. Tata Ido a spus că dacă cumperi una, îți dă 3 gratis. Și mama Ido a zis, nu e adevărat. Dacă cumperi 3, e una gratis. Dar tata Ido era convins că dacă cumperi una, îți dă 3 gratis. Am o idee, vino în coace. Vino în coace. You can try to sell something. Am făcut și noi puține catering cu oamenii de acolo și am încercat să vindem și noi câteva chestii aici. Un ride cu basul prin New York, acolo prin străzile de la New York. Și am întrebat aici niște oameni, am râs cu toții. Ce amuzant a fost. Haideți oameni, cumpărați și voi aici un tur cu basul de la Ido Twins. Ai văzut? Băieții vând excursie în New York. Ne-am oprit repede la un bar că ne-a fost așa de stăte și bine a intrat berea aia. Avem noi Tim Hortons, aici au Dunkin' Donuts, știi? Și este original american. Alex, ce-ai luat acolo? Dunkin' Donuts, am luat Greg, am mai luat. Poți să văd? N-am mai luat, am luat Krispy Kreme el. Am luat Krispy Kreme. Hai să văd. Am luat trei. Care? Boston Cream, Blueberry Glaze și ceva cu Ai luat de ciocolată? Poți să văd. Ăla, primul. Păi ăla are ciocolată. Jelly? Gogoașă, mă, gogoașă. Ok, gogoașă cu jelly. Ai gogoașă cu măr. Gogoașă cu măr? Sau cu gem. Asta este cu blueberry. Ăla vreau eu. Afine sau mure? Smeură și mure. Mure! Hai, cine vrea niște mure? 10 lei bucata mure! Și asta era de ciocolată. Mamă, dar bagă-l acolo ca gătă. Preferatul meu, am vrut să încerc aici blueberry. Să văd cum gustă. Hai, gust și eu blueberry, să vedem. Hai, dă-și mie. Să văd cum gustă. Ca blueberry. De la foarte bine în sus, aici, în Times Square, cu un donut. Gustați. Nu vreau gogoașă, nu vreau gogoașă. Blueberry, ia. Nu, dar e bun. Gustă. E pe cameră, dar el nu vrea să gustă.
Doar că acum este Lion King aici pe Broadway. Acolo este. Da, acolo intrarea aveți. Dar e plin de taxiuri galbene. Plin. Cum v-am zis, oamenii săreau unul peste celălalt aici să facă show și niște bănuți. Bam, 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 bam! Suntem aici la un restaurant de pui, de wings-uri, dar ce bine arată wings-uri, adică un pub, dar foarte, foarte bun. E un pub, e un pub. Cum se cheamă pubul ăsta? Nu știu. E un pub japonez. Bonchon. Da? Se cheamă Bonchon, da. Bonchon, ceva japonez. Are niște wings-uri foarte mari. Și ne-am oprit, este 11:40. Adică aproape 12 noaptea. Aproape 12 noaptea. A doua zi, că ieri ne-am pucat la 9:50. A zis să nu mâncăm după... 7, știi dacă vrem să slăbim, dar asta e viața, noi mâncăm după 12. Cu Radu slăbim, începe de mâine. Se pune pe a doua zi. Se pune pe a doua zi. Se pune pe a doua zi. Asta și apune și mie. Eu zic că se pune de când mergem înapoi în Canada. După ce intrăm în Canada se deci pune. Deci luni. Luni. Dimineața. Astăzi nu ne uităm la calorii, nu? Nici mai lăsă să mă mai arătăm în Canada. Thank you. Wings-urile astea n-am văzut în viața mea așa, copane din astea double fried, în ulei de două ori și cu sos foarte bun. Normal că sunt bombă de calorii, că e America, dar foarte, foarte gustoase. Mulțumim că v-ați uitat și sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like, un share, un subscribe la Idol, Liniuța Twist, pe TikTok, pe YouTube și pe Instagram. Partea a doua s-a terminat, dar vine și partea a treia. Nu puteam să băgăm, era foarte multă chestii de băgat și o să băgăm în partea a treia totul, tot conținutul. Deci, spuneți dacă v-a plăcut vlogul ăsta, eu zic că ne-a plăcut. Și scrieți în comentarii ce vreți să mai vedeți de la Idol Twins. Azi, după vlogul 3, o să vină altele. Azi este Valentine's Day, deci pupați-vă între voi. Nu, sărbătorim pe Vali, vei Valentine. Și, cum spun noi de obicei, Vali, Idol Twins in sau Idol Twins out? Păi deja a fost Idol Twins in. Atunci, Alex, oameni frumoși. Idol Twins out!